La Centrul Social-Cultural Sfântul Ilie din Miclăușeni, județul Iași, a început astăzi atelierul pentru formarea preoților tineri, sesiunea 2019. Ziua a început cu oficierea Sfintei Liturghii de către un sobor de preoți în Biserica Mănăstirii Miclăușeni și a continuat cu activitățile de formare care s-au desfășurat la Castelul Sturza. Timp de 2 săptămâni, preoții vor participa la ateliere tematice și practice și se vor concentra în mod deosebit pe pregătirea misionar-pastorală și spirituală. Anul acesta, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor și Părintele Constantin Necula, conferențiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, sunt invitații atelierului de formare. Cursurile de formare pentru tinerii preoți, așa cum le numim noi, reprezintă darul Părintelui Mitropolit Teofan pentru preoții recent hirotoniți din Arhiepiscopia Iașilor. Sunt preoții care, de la ultimul examen de titularizare sau examenul de capacitate, au fost hirotoniți, au intrat cât de cât în activitatea parohiei încredințatelor spre păstorire și acum ne adunăm timp de 2 săptămâni aici la Miclăușeni pentru a încerca să-i încurajăm mai mult, să-i ajutăm mai mult pe partea aceasta practică sau în direcția unui contact mai autentic, am spune noi, cu partea sau cu dimensiunea practică a slujirii preoțești. Atelierul pentru formarea preoților tineri se va încheia în data de 12 iulie.